Bine ați venit la o nouă prezentare de produs. Astăzi brandul Micuț vrea să vă prezinte un nou model de portofel de damă. De această dată un model din colecția Angel Firenze, un model pe 2024, ce vine în această cutie personalizată oferită de către brandul nostru, deci puteți stoca portofelul în această cutie sau puteți oferi acest portofel foarte ușor cadou, pentru că această cutie este foarte, foarte frumoasă și poate fi oferită cadou. Un portofel confecționat din piele naturală de bovină. Un model elegant, foarte frumos, ce poate fi asortat foarte ușor la orice fel de ținută. Este prevăzut cu acest model floral în partea din față, un model multicolor. Pe spate avem aceste forme geometrice, cu aceste cusături ieșite în evidență, care îi dau un aspect foarte plăcut. Culori vii. Sperăm că se poate observa pe filmare, o piele de bovină atent lucrată. Acest model măsoară 19 cm lungime, 10 cm înălțime și o grosime de 3 cm. Un model încăpător, elegant, care cu siguranță va fi pe placul dumneavoastră. O să vă arătăm puțin și interiorul. Fermoarele sunt metalice, de foarte, foarte bună calitate, un lucru important, pentru că acestea sunt primele care cedează în momentul în care agați. Fermoarele pe aceste modele sunt de calitate și, după cum puteți observa, glisează foarte, foarte ușor și nu depun niciun fel de efort atunci când deschid. Interiorul este împărțit în 4 secțiuni separate. Secțiunea centrală de aici este prevăzută cu fermoar. Avem compartimente pentru documente pe ambele laterale, una aici și o secțiune aici, unde putem pune documente, cum ar fi buletinul, cardul de sănătate, talonul de la mașină sau orice alt tip de documente. Aceste compartimente sunt spațioase, iar aici și aici regăsim compartimente pentru carduri. Sperăm că se poate observa, o să încercăm, dar este mai greu. Aici, în total, avem un număr de 7 compartimente pentru carduri. Un model elegant, ușor de asortat, la care am primit review-uri foarte, foarte bune. Sperăm să vă placă și dumneavoastră. Vă mulțumim și vă dorim o zi cât mai frumoasă!